încercăm să ne mișcăm un pic mai repeșor. Și hai, mergem pe picior, mergem pe picior, mergem pe picior, mergem pe picior, o curicuță las. Foarte bine, ne-am încălzit. Într-un cojoc. Ion? Da.
ghiciți frumos, să-i mănânce sănătos. Piezul de nucă. Nu. Mazăre? Nu. Mazăre? Ia uite! Fim atent! O să încă o dată, repete. Baza? Ascultăm încă o dată, repete, că ați zis, repeți. Patru frați stau la un loc, înveliți într-un coloc. Cine i-a ghicit frumos să-i mănânce sănătos? Ce mâncăm noi sănătos? Legumele. Ei, dacă stă un gemănaț în cojoc și cu ceva la mijloc și patru frați și sunt gemănați. Ei, varza, sunt patru frați îngemănați. Nuca. Ea corect a zis, Ion, să fim atenți, că a zis mezul de nucă. Ce mănânci sănătos? Că nu-i mănânci coaja. Bianca, răspuns corect ai dat, din prima. Hai. Înalt cât casa, verde ca mătasa, amar ca fierea, dulce ca mierea. Bambusul? Roada învățăturii? Nu. Nu e ceva abstract, e foarte material și palpabil. Ce se întâmplă? Palpabil, care îl poți pipăi, care îl poți simți. Mierea de copac. Și îl mai poți și mânca. Slime? Încă o dată. Nu. E? Nu. Mierea. Încă o dată citești. Înalt cât casa, verde ca mătasa, amar ca fierea, dulce ca mierea. Ia ca el acum e amar. Dacă ne apucăm noi să-l mâncăm. Dar e înalt, e verde, s-au rupt frunze și s-au dat la Duminica Mare. Nucul, corect, copacul de nuc. Ăla s-a povestit despre cea mare mărimă. Ea a fost făcută la Festivalul Național de Arcului. A fost făcută de câțiva oameni într-un castron foarte mare. Aici mai vrem și despre noi. Primul nume monolicii era Mamăluga, pentru că vine de la cuvântul mamă și apoi s-a schimbat și a fost spus Mamăligă. Un aliment străvit. Alimentul străvit este Mamăliga încă pe timpul dacilor. Era foarte rar înainte această mâncare, se făcea ca o delicatesă. Dar acum, mulți spun că încă nu se mai face, dar de fapt tot este un aliment național sănătos care ajută la vivă. Mamăliga pe glob. Mamăliga pe glob înseamnă că ea este făcută peste tot ce este printre mâncările naționale. Aceasta este o informație despre mamăliga. Și el? Rămâi la mine. Te iubesc atât de mult, ale tale dor toate, nu? Numai eu știu să le ascult. Și în umbre întuneric te asemănă unui prinț ce se uită adânc în ape cu ochii negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înalt de ieri, eu te fac să auzi în taină mersul cârbului de cer. Eu te văd răpit de farme cu un gând cu glas domol, în ape strălucire întinsând piciorul gol. Și privind în luna plină la făpaia de pe lacuri, anii tăi se par ca clipe, clipe dulci se par ca veacuri. Astfel zise din pădurea voce asupra întrebunând și eram la ei chemarea și-am ieșit în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce a înțelege nu mai pot unde ești copilărie, cu pădurea ta tot. Oare să facă pe sora mea să fie un câine sau o pisică? Sau să se joace cu câinile a prietenului lui? Și să dea surioara lui în schimb. Să dea surioara în schimb. Da, câine. Pentru câine. Da. Vrea un cățel. Hai că e bun și asta. Da, mai departe. Eu să vă povestesc că un fragment dintr-o carte. Care carte? Usturoi, o ceapă, o înghețată, o injecție, un termometru și un ceai. Ați văzut ce avem? Ceainic, termometru, ceapă, usturoi, înghețată, da? Și care e condiția? Condiția noastră este să spunem care obiect este în plus din această imagine. Da, pentru ce este în plus? Este aici o condiție.
tipa-tipa vine răceala și gripa, da? Și să vedem care obiect este în plus și le mai numești încă o dată. Acesta este un măr, acesta este un usturoi, o ceapă, înghețată, o injecție, un termometru și un ceainic. Așa. Ce excludem? Sau poate toate zbune? Eu cred că excludem înghețata, fiindcă când mănânci înghețată te îmbolnăvești și mai tare. Dacă când folosești celelalte obiecte, tu te tratezi. Tu, da, nu numai obiecte. Ceapa merge? Da. Usturoi? Da. Ceainicul? Da. Facem ceai? Injecție? Da. La nevoie. Mărul? Termometrul tot. Termometru, cât verifici temperatura? Înghețată. Excludem înghețată. Hai, doi. Bravo. Noi am primit niște proverbe în care noi trebuia să explicăm învățătura proverbelor. Primul proverb. Frica lungă orice cuminție din mintea omului. Acest proverb exprimă învățătura este că dacă te temi de ceva, mintea ta deci uită totul și se gândește doar la frică. Hai, e bine. Mare. Și mai e ceva cât ești încă mic. În orașul mare, parcă ești un pitic, dar la buni, în sat, supere și o câine, dacă merge fudul, nu s-auți pe nimeni, mai vroiam să zic, fără supărare, satul cât de mic, cu bunica lui, e împărăția cea mai mare. Scris. Hârtia pentru scris a fost creată în Japonia. Ea era mai mult folosită pentru a scrie scrisori sau cel mai mult foloseau filozofii și femeile pentru a scrie. Era fiecare scrisorile de care? De dragoste? Sau de ce femeile foloseau? Femeile foloseau hârtia pentru a scrie liste, scrisori sau scrisorile se scriau pentru a chema pe cineva, a scrie și în bilețel. Da. Și în realitate a fost creat în China prima hârtie, dar japonezii au luat ca ei cum au creat hârtia. Iar au luat ideile. Iar în Japonia, dacă nu aveai o bucățică, chiar cât de mică era, de hârtie, se credea că erai un needucat. Că acest lucru însemna respect. Iar mai exista și inventai de hârtie, unde filozofii scriau formulele sau invențiile care le voiau să scrie, că informațiile veneau mergând sau chiar noapte. Și un fel de notițe, așa, da, ad hoc, rapid. Da, da? Rapid. Le făceau așa și le pliau ca pe un evantai, da? Să încapă. Următoarea informație este despre semnul. Unul dintre cei mai mari populari sfântări ortodoxe e Sfântul Dumitru, adică Dumitrie. A trăit în secolul al III-lea până la IV-lea. El a fost soldat în armata română. Pentru credință creștină a avut o moarte de mărtir. La români, sărbarea Sfântului Dumitru, 26 octombrie, stil nou, 8 noiembrie, stil nou. Din textul Comoara din Ștrengaria. Acum o să vă citesc. În textul Comoara din Ștrengaria, din cartea Ștrengaria, Spiridon Vanghelie, se vorbește despre istrava a doi băieți care a fost așteptată de mulți ani în satul lor natal. Acestea au avut loc în ordinea următoare. 1. Doi băieți, Virică și Singurel, se duc în satul vecin și adună cocostârci. 2. Copiilor le vine ideea minunată de a încerca să aducă cocostârci și la ei în sat, așa că le construiesc un pui lângă râul rău
și mergând așa cu drum pe drum spre casă, găsește o monedă de 25 de bani. Exact, textul construit așa cu puncte. Ai făcut că e ca un plan narativ? Mi se pare cel mai logic și este cea mai scurtă variantă și fiindcă am un timp limitat, am hotărât să fac cât mai mult, dar și în același timp să iau ideile principale și să elimin cele neimportante care ar fi dezinteresat publicul. Așa, foarte bine și foarte academic formulat. Să zic că în această micuță așa lucrare, dar foarte interesantă și într-o alta, nu putem să zice că sunt lucruri neinteresante. Ele devin detalii, devin detalii esențiale, sau, dar detaliile fac lucrarea mare și valoroasă. Așa că nu putem spune lucruri care au dezinteresat publicul. Sau, cel mai dar punctul... Mai bine zis, ai creionat un fir narrativ, ai creionat, care să țină gândul aproape și să urmezi o traiectorie a narării. Asta ai făcut. Eu cred că tu dacă lăsai foaia, te exprimai la fel de bine și fără, pentru că posezi și îți place să narezi și să ții publicul cu. Atent, foarte bine. Iar un băiat, văzându-și de ciudă, a aruncat pe un ștubel de albine în el. Pe urmă, trecea pe lângă curtea părăsită a lui băiatul și a văzut un copac de pere prin pere. Și în el două pălării. A început să arunce cu pietre, cu bulgări în piacă să cadă pălăria, dar a căzut doar o vară pe care pe toți a mâncat-o și era foarte apă. Trecând pe acolo, stăpânul copacului i-a spus să le dea cameșele să le pună lângă pălării pentru că au încercat să-i fure din piele. Iar Petruț i-a spus că perele dumneavoastră și așa sunt acre și nu se merită să vă dau cămașa mea nouă pentru bine. Apoi el le-a luat cămașa vrând nevrând și le-a pus un copac și a spus că dacă își dorește cămașa înapoi, să îngenuncheze în fața lui. Iar Petruț n-a fost de acord și se gândea cum să spună aceasta mamă. Mama a aflat înainte ca să spună Petruț și a spus că va rezolva asta și e bine că nu s-a mânt de Petruț, nu s-a mânt să îngenuncheze în fața lui, deoarece doar în fața lui nu este Foarte bine. Nicoleta, foarte bine. Tu ai povestit așa, neimit în detalii, să zic așa, neimportante, că totul e important, încât ceilalți, dacă au fost atenți, nu vor mai trebui să citească. Au înțeles foarte bine de la tine despre ce. Ai folosit un limbaj elevat. În afară ai o mică sintagmă, nu știu dacă au... Ai zis, verbul nu se merită și asta vehiculează, dar nu e corect. Nu merită ar fi corect, fără reflexivul se merită. Dar atunci când vrem să intrigăm cu o carte sau cu o povestire, noi dăm tot auditoriului, deci interlocutor, dar spunem ceva, așa, un fragment, cel ce conține așa, o sincopă, o intrigă. Dacă o povestești tot, înseamnă că tu vrei ca el să mai citească. Eu îți spun așa în detalii ca tu să o reții. Dar a fost bine. Ți-am urmărit firul și ai văzut detașată de foaie foarte bine povestit. Deoarece nu a fost realizată detașarea de la foaie și poziția publicului nu prea a fost cea mai perfectă, însă am apreciat foarte mult că lecturarea a fost mai intensă înainte de a se prezenta și originalitatea prezentării. Grupul 2, cu Mihaela, în echipă ați fost, a luat nota 10 din 10. Am apreciat foarte mult aceleași punctaje, originalitate, detașarea de la foaie, poziția în fața publicului și lecturarea expresivă. Am apreciat-o la voi. Grupul 3, ne-au fost băieții, tot a primit nota 10 pentru originalitate, detașarea de la foaie, lecturarea expresivă și o poziție perfectă în fața publicului. Grupul 4 a fost fetele. Da.
Tot o primim nota 10 pentru originalitate, detașare de la foaie, poziția în fața publicului și lectura expresivă mi-a plăcut foarte mult. Grupul 5, care Bianca, da, a fost tot a primit nota 10, de asemenea pentru toate punctele menționate mai sus, plus lecturarea expresivă. Asta a fost mulțumesc. Diana a fost darnică, generoasă, așa cum este ea și a fost așa practic imparțială și s-a străduit așa pe toți să-i măgulească cu epitete meritate, mai mult sau mai puțin, dar a fost foarte încurajator. Mulțumesc, Diana! Grup. Le-am pus nota 7, da, deoarece am apreciat creativitatea, poziția față de public a fost bună, a fost împărțit egal materialul pe care fetele l-au studiat, modul de prezentare a fost captivant și interesant și fetele au avut încredere în sine, ceea ce este de asemenea important pentru o prezentare, însă n-am observat studierea textului desfășurat, organizarea nu a fost de asemenea cea mai perfectă și prezentarea textului putea să fie mai interesantă decât au făcut-o fetele. Da, da, mulțumesc! E foarte bună evaluarea și e cu argumente, cu argumente justificatoare, nu doar epitete. Bravo! Hai, pentru grupul numărul 2 au avut nota 10. Mi-a plăcut foarte mult expresivitatea lui David. Mi-a plăcut foarte mult cum a lecturat. De asemenea și fetele au lecturat foarte bine, frumos. Cu toate că nu sunt așa de mari, ele s-au descurcat. Și mi-a plăcut de asemenea cum Mihaela a prezentat textul pe care curiozități. Aceasta a știut cum să prezinte astfel încât să ne rămână această informație și să fie interesant tuturor. Grupul numărul 3 a avut nota 8. Mi-a plăcut foarte mult modul de prezentare și se vede că au studiat textul, au avut creativitate și organizare, însă poziția față de public nu prea mi-a zăcut. Grupul numărul 4 a fost organizat, a avut creativitate, expresivitate, poziția față de public a fost una bună, însă nu prea am observat că a fost împărțit textul egal, adică am văzut cum mai mult Emilia a prezentat, însă le-a plăcut, așa că a fost nota 9. Grupul numărul 5 a avut expresivitate, prezentarea Biancăi a fost una impecabilă, modul de prezentare mi-a plăcut, a fost interesant și captivant și fetele de asemenea s-au descurcat minunat, de aceea au nota 10 și Vlad a avut de asemenea o prezentare minunată. Acesta a știut să descurce chiar dacă a fost de unul singur și le-a îndeplinit sarcinile perfect. Deci are nota 9. Da, uneori de unul singur n-ai cu cine împărți, poate e și mai ușor, da? Dar aici când ai coechipier și dacă ești lider, trebuie să fii corect, imparțial, să ai grijă, să repartizezi. Da. Mulțumesc, Daniela, foarte bun. Vă făcută cu cap o caracteristică și o evaluare. Mi-a plăcut. Sincer. Și, bine, și Diana a fost sinceră. Sincer, toți suntem când să zicem ceva, dar și gafele care le facem sau neajunsurile noastre trebuie luate în calcul. Mulțumesc! Acum vreți și evaluarea mea? Da? Da. La fiecare. Andrivuța a fost sufletul. Ea tocmai nu știa cum grupul ăsta să se țină bine. Tu ține arătătorul, tu ține așa. Ea e teatrală și artistică. Fetițele s-au pliat foarte bine. N-au înțeles un pic, poate, condiția. Da, e bine. Și-au conlucrat. Da, mai scăpai de mână, mai puneai... Dar ăsta nu s-a văzut tare bine. Acest alt grupuleț, Mihaela, a avut istorisirea asta despre, dacă ziceai un pic și mai sonor, era foarte artistic, despre mămăligă, foarte binișor. Îmi place că Nicoleta e micuță, dar se aliniază
cu cei de 12-13 ani. Am înțeles cum se prezintă cartea, da, e bine. Și... Sofia, ce nume a de înțelepciune. E foarte bine că sunteți într-o clasă. Sofia a dat așa repede într-un enunț chintesența cărții. A spus despre ce e cartea. Foarte bine. Pentru lecturare se putea mai multe pasiune, dar te-ai străduit. În grupul ăsta, băieții mai că mai cumiți decât fete. Ai văzut? Da? Așa. Aici a dominat cu înțelepciune Serafim și Ion. Ion are flerul ăsta de a da așa pentru grup. Ai zis și condițiile frumos. Se putea de citit și condiția, că te-am ajutat eu un pic. Tu te-ai străduit și singur ți-ai recunoscut greșeala, că iată, e foarte important că ești autocritic și ai reținut că, uite, n-ai spus despre cine e autorul și titlul cărții. Fetele din grup cu foarte multe străduință au venit. Bianca prezintă așa, ei place să își etaleze cunoștințele. Ei și dacă le are, bine, nu e rău. Fetițele străduitor, mai ales tu, foarte fluent, se putea de mai folosit o intrigă, nu de mers mot-a-mot, adică tot detaliul. Apreciez sârguința ta, v-ați făcut notițe, voi, tu cum îți place să fii în centru atenției, ai venit cum, ai etalat, nu știu, la cealalt prieteni ce-i mai las, informați că le zic eu și ai zis-o, nu rău. Îmi place că zâmbești atunci când ceva clachezi, ești foarte bine. Și micuțul Vlad, care azi și-a avut debutul și a fost foarte bine. Astăzi noi am socializat, astăzi noi ne-am făcut obiecții juste, astăzi noi nu ne-am jignit pe nimeni. Da. Am jignit pe nimeni, e adevărat. Și niciodată nu jignim pe nimeni, da? Astăzi noi am învățat cuvinte noi, am învățat cum se fac prezentări de carte, astăzi noi am stat în șezlong, astăzi noi am făcut teatru, n-am făcut, dar în schimb am învățat să ne ținem bine în fața publicului. Astăzi noi am fost foarte include, Daniela. Foarte bravo și mânuța dreaptă e sus și vine peste crește.